Bună seara! Începem sesiunea a doua de dezbatere a sistemului de taxare și reglementare și a influențelor pe care le generează asupra business-urilor. Avem alături de noi reprezentanțe instituțiilor statului, care deja sunt încălziți, am mai avut o primă rundă de dezbateri destul de serioase. Deja discutasem cu domnii antreprenori de aici și ziceam că poate noi ar fi trebuit să facem niște flotări puțin mai în spate să ajungem la același nivel, da, de încălzire și de concentrare. Nu știu dacă ne-ați urmărit, bună seara și dumneavoastră, au fost multe punctele ridicate în cursul primei dezbateri. Nu doar au fost plângeri, bine, a fost și o porțiune de exorcizare, ca să zic așa, fiecare a, și-a spus păsurile și de o parte și de cealaltă, dar sper că am trecut puțin de acest nivel și deja începem să consolidăm parteneriatul, ca să zic așa, între lumea antreprenorială și reprezentanții statului. Am să, pentru cei care nu ați fost alături de noi și care nu ați văzut prima sesiune, am să fac prezentările partenerilor de dezbatere și să încep. La prima sesiune aveam în ochii cui să mă uit, aveam un partener de prezentare, acum va trebui să mă uit în ochii partenerilor de discuție. L-am alături de mine pe domnul Codruț Iannăș, care este fondator al business-ului Blue Seas. După aceea vine domnul Dorin Iova de la business-ul Incremental. Este domnul Stelian Câmpeanu de la Etat2U, domnul Paul Cărămidariu de la Honeywell România, de seara, Luminița Țundrea, mă scuzați, am trecut exact peste, am omis să vă menționez, Luminița Țundra de la Țundra și Asociații. Urmează domnul Alexandru Grecu, care este tax manager în compania, în cadrul companiei UI România. Alin Irimia, de la director de cabinet al secretarului de stat Gabriel Biriș, probleme de fiscalitate. Mergem mai departe la domnul Lucian Heiuș, care este director general al Direcției de Finanțe Publice. Doamna Olimpia Dragomir de la Direcția de Asistență a Contribuabililor de la Direcția de Finanțe Publice și domnul Otoi Eduard, în sfârșit, a doua oară poate cu, sau a treia oară poate să fie cu succes, șef al administrației a ajunct pe zona de inspecție fiscală. Nici nu știu cum să procedăm. Am zis așa în mare modificările legislative. Trecem direct în zona de dezbateri. Te rog, Luminița. Te pot ajuta? Haniel o rezolvă. Bună seara, am auzit? Da. Îmi pare bine de cunoștință, întrucât formația mea este de jurist. Și avem noi toți avocații și nu doar o mare problemă care ne frământă, o să vă vorbesc, nu e vorba de impozitele pe care le plătim noi, ci este o problemă foarte mare care afectează grav viața juridică din România. Nu știu dacă o cunoașteți, poate vi s-a mai adus la cunoștință. Este vorba de legea taxelor de timbru. Și ce vreau să spun, profit de împrejurarea că sunteți aici, noi am mai făcut demersul și prin baroul de avocați Timiș și știu că la nivel național toate barourile au ridicat această problemă. Legea taxelor de timbru s-a modificat în 2013 și sumele care au fost stabilite au fost majorate. Că au fost majorate nu ar fi neapărat o problemă. Problema este cuantumul în care au fost majorate. Și o să vă dau un exemplu. Într-un proces de partaj, un partaj judiciar prin care trec nu doar persoanele fizice, ci și companiile, da? Taxa de timbru... Nu, eu aș dori să vă aduc la cunoștință, pentru că sunteți persoane calificate care pot lua sau pot propune niște măsuri în acest sens. Taxa de timbru este de 3% din valoarea bunurilor împărțite. Adică dacă eu am un apartament de 100.000 de euro, trebuie să plătesc 3.000 de euro la stat ca să pot să-l împart legal prin instanță. Ei, aici este o mare problemă.
Și e o problemă pentru că împiedică înfăptuirea chiar a justiției. Oamenii nu se mai adresează în justiție, ajung în situații extrem de conflictuale, datorită faptului că nu își pot permite să plătească asemenea taxe de timbru. Vă mulțumesc frumos! În sus. Ce aș putea să vă zic eu despre taxele de timbru? Doar că o să spun unor colegi care se ocupă cu reglementări în zona taxelor de timbru, bănuiesc că sunt reglementate de către Ministerul Justiției. Eu sunt la Ministerul Finanțelor, n-aș putea să vă zic acum dacă sunt mari, dacă sunt mici și care este impactul și ce s-a urmărit cu majorarea taxelor de timbru. Deci pot să mă asigur că, ce ziceți dumneavoastră, taxele de timbru sunt mari și aici ziceați de niște taxe de timbru aferente unei acțiuni de partaj, urmare divorțului, da? Nu știu ce să vă zic, o să încerc să transmit unui coleg de la justiție și să văd dacă nu știu, că noi cu finanțele nu avem treabă în stabilirea taxelor de timbru și cred că politica urmărită prin stabilirea taxelor de timbru nu este cunoscută la Ministerul de Finanțe. Oricum nu suntem inițiatori pe această legislație, iar avizele noastre sunt pur consultative, adică și dacă ar veni la o consultare faptul că e 3.000, 3% sau 3.000 de euro, nu știu, sau 1%, nu e în calitatea Ministerului de Finanțe să zic că e mult sau puțin. Nu. Codruțiană sunt, de la Blue Seas. Vreau să vă întreb ce poate fi făcut din punct de vedere al finanțelor pentru stabilizarea modului de raportare. Știți, sau cel puțin noi ne-am lovit la începutul acestui an, pe lângă bunele măsuri de relaxare fiscală pe care le salutăm și sigur cei care suntem legați de import, când toți banii ne intră prin bancă și trebuie să-i schimbăm, e clar că nu avem foarte multe variante decât acelea de a plăti taxe, ceea ce este normal. Totuși, volumul de schimbări care au fost făcute la începutul acestui an a fost extrem de mare. Cei care utilizăm ERP-uri, de exemplu, ne-am lovit de situația în care furnizorii acestor servicii au trebuit să depună niște munci fantastice pentru a reuși să facă schimbările. Niciodată, din păcate, în soft și vin din domeniul IT-ului, astfel de modificări nu sunt 100% sigure, au nevoie de un timp de a fi verificate. Repet, costurile sunt imense. Cred că dacă ar fi monitorizate la nivelul întregii României costurile companiilor pentru schimbarea acestor raportări, sunt fantastice în condițiile în care sunt familiar cu bazele de date. Până la urmă, toate datele pe care dumneavoastră le solicitați provin din actele simple, facturile, care sunt aceleași din 1990, mai mult sau mai puțin. Da? Deci informația pe care noi o prelucrăm este la bază cam aceeași. Faptul că toate aceste raportări se schimbă de la un an la altul, acum nu chiar de la un an la altul, dar se schimbă și în termene atât de scurte, ne creează niște probleme majore. Asta este una dintre rugămințile noastre, pentru că, dincolo de faptul că ducem niște business-uri care trebuie să fie bazate până la urmă pe performanța noastră profesională, suntem în situația ce ne pune într-un dezavantaj față de competitorii noștri. Pentru mine, de exemplu, cei din Statele Unite, care știți bine, au un sistem foarte simplificat de raportare contabilă, de a cheltui extrem de mulți bani pe persoane, TESA, să le spunem, care trebuie să facă aceste prelucrări. Uneori, la firme de, nu știu, 10-15 oameni, se întâmplă des ca partea de raportare contabilă, fiscală, financiar-contabilă, pardon, să fie de 3 persoane, poate chiar 4 persoane, în cazul în care documentele sunt multe. Mulțumesc! Da, într-adevăr, este o... Aveți dreptate în ceea ce privește
nu știu, dimensiunea costurilor pe care le aveți cu, să zic așa, ca să vă conformați voluntar. Discuția asta a mai fost și este în curs din mai multe perspective, atât și din perspectiva declarațiilor informative, acum s-a și amplificat discuția odată cu 088 și 394, cu modalitatea de implementare. Am mai discutat și înainte de, în pauză, despre registrul contribuabililor inactivi și cei care nu au cod valid de TVA, că ar trebui găsit o soluție astfel încât bazele de date să fie importate automat și o verificare automată să poată fi efectuată. Trebuie găsit într-adevăr modalitățile prin care un contribuabil să aibă costurile cât mai scăzute cu conformarea voluntară. Sunt suficiente costurile fiscale, deci vin, înainte să fiu aici, vin din partea de consultanță fiscală, știu exact ce vorbiți și am și întâlnit-o și am și muncit în sensul ăsta, implementarea unor noi modificări. Să discută despre o soluție care ar putea acoperi, nu știu acum cât timp s-ar putea ajunge la un articol de lege sau la o modificare clară în sensul ăsta, dar vă pot spune așa teoretic cam despre ce e vorba, este, nu știu dacă ați auzit, Standard Audit File, este un concept dezvoltat de cei de la OECD și poate până la urmă raportările și declarațiile și modalitatea de comunicare între companie și ANAF se va face pe un sistem mai standardizat, care se implementează și probabil ulterior eventuale modificări n-ar mai costa așa mult. Deci un standard audit file pare a fi o soluție. Să vedem acum dacă toate părțile participante la discuție, că e procesul de elaborare este destul de complicat, se fac consultările cu mediul privat, e cu Ministerul Justiției, drepturi, obligații, e destul de laborios procesul și de durată. Nu știu când o să se ajungă la o finalitate, dar știu că discuțiile sunt pornite. Asta pot să vă asigur. Deci se vorbește de ceva vreme de acest SAF, să zicem pe scurt SAF. Și ați văzut că în codul de procedură este un articol unde vorbește despre controlul electronic. Deci ce zice acolo de controlul electronic este într-un fel un precursor al acestor tipuri de modificări, atât în ceea ce privește raportarea, cât și modalitatea de verificare ulterioară în cadrul inspecției fiscale. Da, este corect. Cred că este legat și de acea raportare a caselor de marcare legate în sistem automat. Mi se pare o chestie de bun augur pentru cei care fac afaceri oficiale. Da? Totuși, rugămintea rămâne și mesajul este în fond acesta. Trebuie să existe un timp suficient pentru o implementare rezonabilă, pentru că totdeauna în momentul în care există o presiune majoră, mai ales în domeniul acesta al raportării, în care e normal să fii stresat de momentul în care faci raportarea, totuși trebuie să ai timp, pentru că altfel costurile impuse de partenerii de business vor fi categoric foarte mari. Da? N-avem timp, vrei să ți le fac, plătește mai mult. Da? Acum, dacă tot am vorbit despre simplificare și știu că ați mai avut prima rundă de simplificare, eu vreau constructiv să spun următorul lucru. Trebuie avut grijă efectul pe care îl produce o anumită lege. Și înțeleg că nu dumneavoastră dați legile, dar cred că Ministerul Economiei împreună cu dumneavoastră ar putea să înțeleagă ce fac. Două măsuri de simplificare pe care le-am văzut implementate în România în ultimii 2 ani, și aici vorbesc din perspectiva unei întreprinderi, unei firme mari, nu a unei firme mici. Prima dată a apărut TVA-ul la încasare pentru o anumită parte a economiei. Pentru că s-a simplificat pentru ei, pentru noi s-a complicat, pentru că ni s-a cerut să ținem practic încă o evidență în plus, care a însemnat angajare de personal, dezvoltare de soft și așa mai departe. Știți care a fost rezultatul? În următoarele 3 luni de la intrarea în vigoare a legii, am eliminat din lista furnizorilor toți furnizorii care au aplicat TVA la încasare, pentru că pentru mine era prea scump ca să îi mențin pe ei ca și furnizori. Deci lor le-ați făcut un bine prin această lege, dar efectul
a fost negativ pentru că era discriminator față de mine. M-ați îngreunat pe mine prea mult, eu m-am protejat, am renunțat să mai fac afaceri cu ei. La fel se întâmplă și cu măsurile de simplificare și încurajare. Mă rog, nici nu știu dacă, am zis și ieri, nici nu știu dacă legea asta a fost dată ca încurajare sau dacă a fost o lege, cum se presupune prin România, cu dedicație, cu taxarea inversă la laptopuri, tablete, telefoane mobile și componente. Haideți că componentele le înțeleg, microprocesoarele, având în vedere că avem atât de multă industrie electronică în România care într-adevăr produce și pentru ei chiar are sens chestia respectivă. Dar la celelalte le-aș fi înțeles dacă nu ar fi existat limita de 5.000. Vă mai țin puțin ca să dezvolt, ca să înțelegeți că vin din punct de vedere constructiv. Există acum în codul fiscal scutirea pe impozit pentru profitul reinvestit și parte din profitul reinvestit este achiziția de sisteme IT și soluții informatice. Deci o firmă ar fi putut să beneficieze de aceste două condiții ca să se tehnologizeze și să devină mai competitivă, în principiu. Sunt destul de puține firme mici și medii din România care vor cumpăra laptopuri de 22.500 de lei pe o factură. Ca să nu mai spun de complicațiile pe care le ai, pentru că mai trebuie să modifici și sistemul ăsta de înregistrare înăuntru. Mai vine după aceea complicația cu contractul. Deci, ideea este că atunci când se dă o astfel de lege și un astfel de sistem să nu fie gândită numai din perspectiva controlului sau din perspectiva efectului imediat, ci și efectul pe care această hotărâre o să-l aibă. Adică dacă chiar vreați să faceți ușor să se investească în această tehnologie IT și să fie ușor pentru achiziția sau să evitați evaziunea fiscală care s-ar face cu laptopuri, tablete și telefoane, cel mai simplu ar fi fost să nu existe o limită de sumă. Mai zic o dată, că am, și la panelul precedent am mai zis, toate modificările legislative sunt făcute prin consultări cu mediul privat. Consultările sunt accesibile oricui. Deci, inclusiv proiectele sunt publicate pe site pentru a fi vizualizate și, nu știu, intervenit, dacă e cazul, prin propuneri de modificare sau prin explicații, cum ziceți dumneavoastră, că s-ar putea să nu funcționeze sau scopul dorit să nu fie atins. Taxarea inversă este o opțiune care o prevede directiva și se folosește pentru sau împotriva evaziunii fiscale. Este un instrument folosit împotriva evaziunii fiscale. Plafonul pus pentru aceste tranzacții este pentru a lupta împotriva evaziunii fiscale, respectiv exemplul care a fost cel mai ușor vehiculat și probabil că este cel mai ușor de înțeles, sunt vânzările pe internet individuale, de telefoane, de tablete, de care afectau piața. Afectau și companiile de telefonie, afectau și mari comercianți care vând soluții informatice, să vindea și inclusiv Windows, cred că tot felul de elemente. Și atunci această taxare inversă a venit cu un plafon peste care să se aplice taxarea inversă. Asta este singurul motiv. Și eu nu înțeleg cum a redus asta evaziunea fiscală, pentru că cine făcea evaziune fiscală nu cred că vindea 1.000 de laptopuri pe internet. Cred că evaziunea fiscală intervenea în cazuri 1-2 laptopuri vândute pe internet, dar cu miile. Plafoanele, deci a vinde evaziunea fiscală se face cu produse care au volum mic și valoare mare. Da? Și atunci dacă vorbim de procesoare, vorbim de telefoane mobile, vorbim de, nu știu, softuri care vin pe un memory stick sau eventual pe un CD, puteți să înțelegeți că într-un portbagaj de Dacia, nu știu să-i zic altfel, da? Într-un portbagaj de Dacia poți băga probabil 100 de milioane de euro. Dacă de hârtie. Cu ghilimele de rigoare. Dacă pune procesoare,
Deci se poate justifica mult mai ușor prin formalizarea acestora în diverse documente, recepții și așa mai departe, că o astfel de tranzacție este și una reală și de fapt nu e. Dar asta este un instrument pentru și a fost solicitat, adică trebuie să vă gândiți că atunci când a fost introdusă o astfel de măsură, eu acum nu știu tot parcursul că a fost introdusă mai devreme decât am fost eu acolo, dar am înțeles de ce a fost introdusă și vă spun și dumneavoastră atât cât... Bun, dar era, eu nu înțeleg limita de 22.500, adică cei 5.000 de euro. Dacă mergeați până la fiecare bucată, care era problema? Păi până la fie... Nu-și mai avea rostul dacă mergeam până la fiecare bucată. Nu mai și aplica, că mai sunt tranzacții din astea mici care se fac o firmă sau nu știu ceva de genul ăsta și nu mergea decât de la un plafon în sus pentru tranzacțiile mari. Se multiplicau foarte mult. Și nu poți să urmărești. E o chestie de administrare. Cum ați făcut dumneavoastră când n-ați mai lucrat cu ăia, cam tot așa vrem și noi să nu avem așa mulți clienți, că nu poți să-i gestionezi. Mai costuri mai mari de administrare. Vă ascult. Bună seara, Dorin Iova, Incremental. Pornind de la prima parte a subiectului abordat de colegul meu și concurentul, așa, Stelian, referitor la încasarea TVA-ului sau plata TVA-ului la încasare, pot să spun că, din punctul meu de vedere, am înțeles, să zic, fenomenul, cred că corect, din perspectiva sensului de a acorda de dumneavoastră, de a sprijini, să spunem, mediul business, care în principiu să nu fie obligat, cum era anterior, să plătească niște taxe la emiterea documentului, fără să aibă, practic, încasarea, neavând banii. Acum aș merge mai departe. Deci, din punctul acesta de vedere, ca principiu, consider că e un principiu corect. Nu suntem o firmă așa de mare, deci din punctul acesta de vedere, deci credem că e o abordare corectă și că poate produce pe anumite parte a pieții efecte bune. Mai mult decât atât, aș întreba dacă există în intenția dumneavoastră, sau dacă nu există, aș sugera să existe și alte eventuale măsuri care să sprijine companiile, cum suntem noi, de exemplu, furnizor de produse pentru mediul persoanelor juridice, în care și noi, ca și bugetul țării sau ca țara, avem niște planuri, avem niște termene, avem niște plăți de costuri, plăți de făcut, termene de plată, termene de încasare, totul stabilit. Totul ar fi frumos dacă clienții, în principiu, ar respecta acele termene, cum, de fapt, se întâmplă la nivelul întregii țări. Și personal salut, zic eu, efortul în ultimii ani a Ministerului de a educa, spun eu, de a educa cetățeanul prin metodele care le-ați, să zic, deja lansat, exact, de a educa cetățeanul în a-și respecta vorbele. Noi, din păcate, în România, să spunem, învățăm acest lucru. Vorbele și mai ales termenele de plată. Dacă se poate, în continuare, să ne sprijiniți cu niște măsuri care să suplimenteze aceasta în a educa inclusiv plătitorul în mediul business. Nu doar plătitorul către taxele statului, ci cum am putea să fim ajutați noi să ne încasăm la termen de la clienții noștri. Adică cam asta e, poate e destul de vag, dar cred că e important pentru noi să putem alături de dumneavoastră, care, spun eu, ați făcut niște pași importanți, să putem să fim beneficiari de o creștere a calității, să zic, acestui răspuns, da. Vă mulțumesc mult. Dacă îmi permiteți, da. Dacă dăm timpul în urmă, ne aducem aminte că introducerea TVA-ului
plată de la încasare a fost solicitat intens de către mediul de afaceri. Pentru că s-a crezut la momentul respectiv că este un lucru bun și că, într-adevăr, în România, termenele care se derulau de la data livrării și mărfii, emiterii facturii până la încasarea ei efectivă, erau destul de lungi. Și atunci a fost o decizie pentru a se acorda această facilitate. La partea a doua, la ce spuneați dumneavoastră, într-adevăr, și eu cred că este, că ar fi necesar în România să există o lege a disciplinei contractuale. Dar asta nu putem noi să o facem ca și ANAF, că nu este de competența noastră. Asta probabil tot dumneavoastră, prin Asociația Oamenilor de Afaceri, împreună cu Ministerul Justiției, cu Ministerul Economiei, cu parlamentarii, pentru că în final tot în Parlament trec aceste legi, să inițiați într-adevăr o lege care să reglementeze foarte ferm termene de plată și mai mult de atât ce se întâmplă dacă un agent economic față de alt agent economic nu respectă acest termen. Și aici ar trebui ca instanțele să fie foarte repede să-și pună punctul de vedere și să stabilească și foarte clar cum recuperați banii de la acei agenți economici. Exact. Dar asta trebuie, într-adevăr, făcut un lobby, chiar dacă în România nu există o lege a lobby-ului, pe lângă parlamentar, pe lângă mediul politic, să emită o asemenea lege. Să înțeleg că, practic, cum ați și spus de altfel, și dumneavoastră să considerați că ar fi necesar, pentru că s-ar crea un cadru pe care dumneavoastră chiar ați putea, să zic, face un sprijin real. Nu știu dacă pe noi direct, ca și fisc, nu ne-ar ajuta, dar și noi observăm în controle pe care le facem că există foarte multe societăți care ajung în imposibilitatea de a plăti impozitele și taxele, pentru că la rândul lor au de recuperat bani de la alte societăți care sunt mai rău platnice decât ele și se pot crea în lanț asemenea lucruri care pot să ducă, din păcate, la insolvență sau la alte lucruri. Chiar dacă nu direct aveți posibilitatea, sunt convins că susțineți. Am sesizat acest problem și eu sunt convins că colegii din Ministerul de Finanțe, dacă se va ajunge la o asemenea lege, vor fi susținători un asemenea sistem. Mulțumesc și mă bucur că există o asemenea, cum să zic, intenție sau măcar gândire. Bine, dau la... Dacă îmi permiteți acum, domnul are dreptate. A existat nu una, ci mai multe legi pentru întărirea disciplinei contractuale. Știți ce efect au avut? Niciunul. Și o să vă spun și de ce. Nu, vă spun și de ce ca și jurist. Nu a avut niciun efect, pentru că până la urmă există o legislație care sancționează nerespectarea termenelor. Și există codul civil, există o procedură judiciară, există proceduri de urgență în care se poate rezolva. Unu, doi. Știți probabil ca și om de afaceri că nu orice nerespectarea unui termen contractual înseamnă neapărat că celălalt, debitorul, este de vină. Debitorul la rândul lui poate să invoce anumite nemulțumiri legate de prestarea serviciilor corelative ale celeilalte firme. Ori în momentul în care există o asemenea situație de conflict, Ministerul Finanțelor n-are nicio treabă cu asta. Asta se soluționează de o instanță de judecată care vine și cântărește și vede cine are dreptate, cine nu are dreptate, cine și-a încălcat prevedere. Deci este un alt tip de procedură și eu cred că dacă s-ar implica Ministerul de Finanțe, ne-ar face mare rău tuturor, pentru că ar interveni peste puterea independentă a justiției. Aici nu este o normă pe care trebuie să o respectăm. Aici, fiind vorba de mediu privat și nu de obligație bugetară pe care o avem cu toții în afacerile noastre, comportă discuții. Iar faptul că vi se permite să apelați, ni se permite la o instanță de judecată ca să lămurească aceste discuții, este expresia libertății noastre în această țară. Imaginați-vă o țară în care orice persoană nemulțumită că s-a certat cu partenerul de afaceri duce la Ministerul de Finanțe, ministrul cheamă și îl ia la rost și îi dă o sancțiune. Nu, trebuie să intervin că, din păcate, nu ați înțeles ce am spus noi. Nu noi ca fisc să intervenim între două societăți care nu-și achită, ci noi ca Minister de Finanțe, în momentul când se va elabora o asemenea lege, să o sprijinim prin avizul pe care se dă. Nici într-un caz să devenim noi arbitru între societăți. Arbitru trebuie să fie tot instanța. Sprijiniți și schimbarea legii taxelor de timbru, nu? Chiar dacă nu faci obiectul. Mulțumesc frumos! Da, dar fiți convinsă! Avizul consultativ. Îmi place, acum noi ca și oameni de afaceri încercăm tot ce este posibil. Dacă am ajuns acum la încasare și fiindcă ați menționat TVA-ul la încasare, da, toată lumea și l-a dorit. Mi l-aș fi dorit și eu pentru că nu aș fi cerut reeșalonare de TVA. De ce sunt în situația să cer reeșalonare de la TVA? Lucrez 90% din cifra de afaceri pe care noi o facem provine din mediul privat.
Din acest mediu privat lucrez foarte mult cu companii multinaționale din industria automotive, din alte industrie. Proiectele pe care le facem sunt proiecte de anvergură. Încep unele de la 100 de mii de euro în sus. Termenul de plată la producătorii echipamentului este nenegociabil, este 30 de zile și de multe ori trebuie să-l garantezi și cu o scrisoare de garanție bancară. Termenul de plată pe care îl vrea clientul, pentru că este standard în industria automotive, pentru că așa trebuie 90-120 de zile mai nou. Știți câte scrisori am primit de la clienții noștri că pentru a-și îmbunătăți ritmicitatea plăcilor vor extinde termenul de plată de la 60 la 90 de zile sau de la 90 la 120 de zile. Să le comunicăm dacă putem susține această extindere de termen de plată, ei rezervându-și dreptul de a lucra doar cu acele firme puternice care pot să susțină acest lucru. Și după aceea, ulterior livrării, mai vine și plata TVA-ului în 25 ale lunii următoare. Deci dacă eu stau să mă uit să văd ce trebuie să finanțez, trebuie să finanțez o scrisoare de garanție, trebuie să finanțez furnizorul, trebuie să finanțez TVA-ul, trebuie să finanțez clientul. Eu cu dragă inimă m-aș duce la bancă să iau un împrumut. Că acum vorbim de o firmă cu capital românesc. Dacă am fi fost o firmă multinațională, am fi dat un telefon afară și s-ar fi rezolvat problema cu creditul. Ori atunci banca își pune problema și nu-mi ies indicatorii bine. Chiar dacă mi-ar da banca, să zicem, creditul, la un moment dat a sări cu indicatorii din schemă. Și în acest caz, cu atât mai mult este recomandat ca acea disciplină de plată să fie pusă la punct. Nu știu dacă este corect din punct de vedere al libertății pieței, deși dacă nu mă înșel în Franța, este o lege care spune că un termen de plată nu poate depăși 45 de zile. Dar e drept că producția franceză ar sta atunci în Franța dacă ar avea condiții egale și n-ar veni în România. Dar poate ar trebui să zicem să nu sară de 60. Adică, înțelegeți, și să fie o astfel de recomandare, pentru că aceste lucruri au implicații în economie și au implicații inclusiv în ce se întâmplă la ANAF și în relația dintre noi și ANAF. Și întârzierile astea la plată, pe mulți fac, într-adevăr, cum ați spus chiar dumneavoastră, să facă evaziune sau să nu plătească pentru că nu au ce face. Deci disciplina financiară contractuală, există un cod de conduită în afaceri care este în lucru la Comisia Europeană, nu știu dacă ați avut curiozitatea să-l citiți, poate puteți să și contribuiți. Noi în România, cu din punct de vedere fiscal sau contabil, să zicem că ar fi o chestiune pe care putem vorbi, avem o contabilitate de angajament, iar sistemul pe care se raportează și se plătește stă în baza angajamentelor. Angajamentul înseamnă o factură emisă. Sunt sisteme care merg pe contabilitate de trezorerie și atunci raportările și plățile impozitelor și taxelor se fac în baza trezoreriei. Dar sunt două sisteme diferite. Avem oarecum un amestec din ăsta, nici nu știu cât de plăcut e, că probabil de-aia nu ies lucrurile bune când se amestecă, dar avem acest mărci când avem și TVA-ul la încasare și avem și angajamentul pe partea elantă, adică funcționează două sisteme cu filozofii total diferite în același timp și era normal să creeze un, nu știu, un mic monstru sau nu știu, puteți să-i spuneți într-un fel sau ceva pe acolo care să nu funcționeze. Acum, pentru disciplina pe care ziceți dumneavoastră și limitarea termenului la 60 de zile sau 45 de zile sau cât o fi, este o chestiune independentă de codul fiscal și codul de procedură fiscală, despre care noi putem să vorbim cu simț de răspundere atât cât putem fiecare în parte. Excede. O astfel de prevedere poate să facă obiectul unei legi noi, pentru că se intervine în altă zonă și în niciun caz nu o să fie gestionată de Ministerul Finanțelor Publice, care să poată să impună un termen de plată între clienți, de, știu eu, cât o fi. Dar nu e vorba. Deci, modalitatea de susținere atunci când se elaborează proiectele, deci se plimbă nu doar pe la Ministerul de Finanțe, merge și pe la Ministerul Dezvoltării, și pe la Ministerul Economiei, și la Ministerul Justiției, și fiecare se implică în limita lui de competență. Acum să vă spun eu că susțin sau că nu susțin, nu sunt eu nici ministru, nici parlament, nici
susține sau nu, sunt niște direcții de specializate să analizează dacă au impact în politicile fiscale, probabil că își spun punctul de vedere sau intervin cu modificări, dacă nu, bănuiesc că nu. Aș avea și eu o întrebare. Aici, în business, atunci când ceva nu merge, ne uităm foarte mult la cauzele rădăcină. Să vedem, ok, de ce nu merge? Și ne punem întrebarea asta uneori chiar de multe ori, da? Nu doar de cinci. S-a menționat aici că una dintre cauzele potențiale rădăcine ale neconformării fiscale poate să fie această indisciplină comercială, contractuală. Da? Aș vrea să vă întreb, și poate aici fiecare ați dori să ne oferiți un răspuns, ce alte cauze rădăcină considerați că stau la baza neconformării fiscale în afară de intenția rea? Mulțumesc! S-a păsărit. Bun. Prima cauză a neconformării, a nedeclarării și neaplății este clar intenția de a eluda legea. Asta este primul și cel mai important element. Mai apare al doilea, poate neștiința, care este și el. Și aici lucrăm și încercăm prin asistența pe care o acordăm contribuabilor să eliminăm pe cât posibil sau să învățăm pe acel contribuabil care astăzi nu știe, dar dorește să aibă o conduită corectă, să-și depună la timp declarație, să le plătească în termen. Alte elemente, este greu să vă spun acum, dar cele două, eu zic că sunt cele mai importante. Da, intenția de a eludare și neștiința. Dacă sunt și alte opinii. Pot exista și cauzele de evaziune fiscală care apar în anumite domenii de activitate, cu un grad de fiscalitate relativ ridicat, ca de exemplu în domenii accizabile, pot apare, mă rog, inclusiv cultura omului, inclusiv educația unora, prin prisma afacerilor sau potențialul afaceri pe care presupun că le pot dezvolta. Și sunt unii care, să zic, sunt optimiști din fire și care au impresia că își permit să facă orice în contradicție cu statul, în contradicție cu legea. Și părea mea că ei greșesc. Greșesc și față de noastră ca mediu privat, și față de noi ca stat, și față de toată lumea care așteaptă un feedback din partea statului prin impozitele și taxe, sau, mă rog, prin cheltuielile pe care statul trebuie să le suporte ca oricărui contributor. Asta e părea mea. Dacă tot suntem la rundă de întrebări, ca să zic așa, și am văzut problemele din zona de IT, că avem o concentrare mare din zona de IT, am văzut problema cu taxele de timbru. Poate ne poate spune domnul de la UI care sunt problemele constatate de către clienții companiei, voci care poate nu se aud acum, dar care sunt importante. Da, noi ca și consultanți fiscali suntem prinși cumva la mijloc în această interacțiune între autoritățile fiscale. Păi da, așa fiscale. Suntem și așezați. Da, exact, așa suntem și așezați. Deci suntem practic între... Am respectat. Suntem între autoritățile fiscale și mediul de afaceri. Pe de o parte colaborăm cu autoritățile, redactarea diverselor proiecte legislative, în implementarea unor sisteme mai performante în domeniul public. Pe de altă parte ne și apărăm clienții în litigii cu fiscul, le asigurăm consultanță și pot să spun că vedem problema din ambele părți. Părerea mea pentru... Adică îi înțelegeți și pe unii și pe cei. Da, ca întotdeauna adevărul e undeva la mijloc. Nu sunt în măsură să dau sfaturi nici autorităților, nici oamenilor de afaceri, dar eu cred că pentru a diminua puțin divergențele acestea între cele două părți, schimbarea ar trebui să vină atât din partea autorităților cât și din partea oamenilor de afaceri. Pe de o parte, autoritățile ar trebui să schimbe puțin atitudinea pe care o față de contribuabil, în sensul de a fi mai deschiși cu ei, de a fi mai prietenoși, de a îndruma în primul rând și doar apoi să vină să le pună amenzi și penalități și accesorii de întârziere. Deci, din acest punct de vedere, chiar am găsit pe site-ul Senatului zilele acestea un proiect de modificare a codului de procedură fiscală care se numește așa, principiul educării și informării contribuabililor. Mi se pare o chestie foarte bună. Ce spune el pe scurt? Că la prima abatere nu se sancționează contribuabilul respectiv, se impune un plan de măsuri, într-adevăr, care trebuie acceptat de contribuabil și dus la îndeplinire, asumat, și doar dacă a doua oară când se vine în control, contribuabilul nu a respectat acel plan de măsuri, atunci se aplică amenda contravențională. Nu știu ce șanse sunt să se aprobe, să intre
să intre în vigoare acest proiect, dar din informațiile pe care le avem, se pare că există șanse destul de bune. Da, e cumva încetățenit că dacă vine controlul, trebuie să plece cu ceva, să plece cu ceva de acolo. Deci din punctul ăsta de vedere mi se pare că... Deci asta e una bună. Da, asta e una bună. Din partea autorităților. Acum vorbim despre contribuabil și contribuabilii ar trebui să-și crească puțin gradul de colectare benevolă. Nu știu, probabil că e vorba și de mentalitatea moștenită de pe vremea comunismului, când totul se făcea în șoaptă, pe ascuns. De multe ori am văzut în practică când contribuabilii încearcă să, nu știu, aplice orice ghidușie, orice portiță, orice, dar numai ca să nu plătească taxele și impozite. De multe ori, la limita legii, uneori chiar peste limita legii. Deci și contribuabilii trebuie să fie conștient, să se informeze în primul rând despre legislația fiscală și să fie conștient că datorează anumite taxe și impozite. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că atât autoritățile cât și contribuabilii ar trebui cumva să se schimbe puțin, să schimbe atitudinea, astfel încât fiscul să-și îndeplinească rolul de a colecta taxele și impozite la bugetul de stat, iar contribuabilii să nu mai fie tot timpul nemulțumiți și, nu știu, în acest război continuu cu autoritățile fiscale. Uh-huh. Alte probleme punctuale nu sunt de ridicat, nu au fost în discuțiile anterioare. Probleme tehnice sunt, adică... Am înțeles, doar că ele pot fi lămurite. Principiul de modernizare. În timp ce vorbeam, mă gândeam la Panama, că tot se vorbește de... Toată lumea vorbește de Panama. Pot să vorbesc și eu, dacă îmi dau și eu cu părerea, dar nu știu. Evident, adică, nu era... Mulțumesc. Eu vreau să spun la ce spuneți noastră că aveți perfectă dreptate și unul din lucrurile pe care noi le urmărim prin modernizarea NAF-ului este tocmai pentru a veni în întâmpinarea contribuabilului, să devenim niște parteneri, să avem discuții permanente, feedback-ul să fie și de o parte și de cealaltă și s-au făcut și eu zic că s-au făcut și continuăm acești pași ca să ne deschidem spre contribuabil, contribuabilul să vină cu încredere spre noi pentru a oferi ceea ce putem să oferim, soluții la problemele pe care el nu le poate gestiona sau îi se par interpretabile la un moment dat. O să vă rog să încheiem. Mai putem să mai luăm o întrebare din sală dacă sunt întrebări? Vă rog, dacă aveți întrebare sau? Atunci vă rog frumos. Și să ne pregătim să încheiem puțin. Da, atunci, în câteva cuvinte foarte scurte, aș dori să spun, nu e o întrebare, e mai mult, să zic, o sugestie comună care ar putea fi sau nu luată în considerare. Aș vrea să spun următorul fapt. Urmarea celor discutate în ultimele momente și care, sincer, mi-au făcut plăcere, vreau să spun, în ceea ce privește, să zic, percepția noastră, și mă refer la asta, adică noi ca societate, ținând cont că suntem trei asociații. De 21 de ani de când există firma și suntem trei asociați, aceiași trei asociați de 21 de ani, ne-am dat seama... Deci nu aveți problema cu timbru. Poftiți? Nu aveți problema cu timbru. Nu. De fapt, am considerat întotdeauna, așa, în concept, că nu suntem de fapt trei, suntem patru. Adică trei noi și statul. Și din această perspectivă, ne-a fost, și de aceea m-am și adresat cu acea solicitare de sprijin ca la un partener. Din această perspectivă, noi ca și educație am simțit în mediul de business că această cultură trebuie să se implementeze exact, cea veche să se schimbe, pentru că din ceea ce ne-a transmis mediul de business, a spus, domnule, sunteți o excepție. Adică trei, adică și atâta timp, aici foarte repede începe unul să-l fenteze pe celălalt. Și atunci cred că, de fapt, asta se întâmplă și în relație cu statul ca partener. Adică, din punctul ăsta de vedere, dacă au ajuns ca doi asociați să se fenteze unul pe celălalt, păi atunci cine își mai aduce aminte de stat? Deci, din punctul ăsta de vedere, el oricum... Deci, din această perspectivă, cred că soluția de viitor este exact aceasta. Gândirea exact care ați amintit-o și de aceea am dorit să spun, acest parteneriat, acest sprijin reciproc,
Și atâta vreme cât, să spunem, nu se va întâmpla biunivoc această chestiune, o parte va trage mai tare, va fi foarte greu să se întâmple. Semnalele, înțeleg că sunt date, mediul de business începe să se duce și cred că ne bazăm în viitorul unii pe ceilalți. Vă mulțumesc. Sunt absolut perfect. Vreau doar să zic două cuvinte. Că, apropo de, ați văzut sistemul de comunicare pe care îl simțiți probabil și dumneavoastră și îl simt și eu și colegii, apropo de acea baricadă care există, că ești de o parte a baricadei sau nu știi exact despre ce baricade voi, eu nu am reușit să pricep până acum care-i bătălia sau pe ce ne batem, că de fapt suntem aici, câți vom fi aici în interior, nici mulți, nici puțin, dar ăștia suntem. Iar această modalitate de a discuta de cealaltă parte a baricadei și comunicarea mesajelor, inclusiv din partea mediului privat, poate și cei care, nu știu, au un cuvânt mai puternic, și aici mă refer la cei care au și impact asupra pieței, această modalitate de comunicare de cealaltă parte a baricadei, cred că nu funcționează și nu este benefică pentru nimeni. Suntem toți de aceeași parte a baricadei. De fapt, banii aia știm cu toții pentru ce sunt, dacă sunt gestionați mai bine sau mai puțin bine. Iarăși tot de noi depinde și cine vrea să se implice în aceste modele de a gestiona banii aia sau de a-i colecta pentru aceea, este clar că este binevenit și știți foarte bine că puteți să faceți bine și de cealaltă parte a baricadei, ca să zic așa. Și atunci, probabil că această baricadă, în timp, dacă se continuă, nici n-ar mai avea rostul să fie invocată, că, practic, ar fi fost... Ar duce în derizoriu, adică, o astfel de exprimare. Da, doar că să adaug aici câteva cuvinte. Da, personal, eu cred că exact această credință de bază trebuie schimbată. Poate avem o credință de bază că luptăm împotriva evaziunii fiscale, avem o altă credință de bază că statul vine și ne găsește oricum ceva, deci ok, e un partener, vreau să fiu un partener cu un astfel de jucător. Părerea mea personală este că exact această credință de bază din ambele părți, și salut aici această abordare de a avea un al patrulea partener invizibil considerat așa, ca fiind statul, această abordare, schimbarea acestei credințe de bază, cred că poate duce, ne face să vedem altfel relația aceasta, relaționarea dintre instituțiile de stat și mediul de business. Mulțumesc! Și eu vă mulțumesc pentru participare. Am început cu o dezbatere și încheiem cu un parteneriat. Iată, avem... Mulțumim frumos pentru participare și dumneavoastră vă mulțumim că ne-ați urmărit. Bună seara!